Salut, intr-o să facem din timpul meciului, pentru că am uitat să filmez la început, așa că o să vedeți rezultatul din parcurs. Să înceapă spectacolul. Bravo! Gol și n-am filmat bagaj, când filmam la ăștia. Ok. S-a acordat. Merita. Gata, pauza aici. 1-1, un meci un meci echilibrat, ușor în favoarea Botoșanului. Parcă a fost posesia, nu știu, ocazii de o parte și de alta, dar per total un scor meritat. Joacă mai bine Botoșaniu acum pe început de a doua repriză, doar că sunt ocaziile mari. Așa că așa sunt foarte pe ok. Am ajuns să-l prins șutul pe fidă, dar o trecut de acolo, cu noroc și-o șutat. A, muzica, haide! Trecut de camera, a fost jucătorul cu Dragic, nici văd, nici aud. Eventul ăsta foarte frumos. Cartașoșo, fault de ultim fundaș. Dar nu-i suportat fix vina lui. Adică era nevoie să fac faultul ăsta. Scăpat liber ăla. Eram confuz mai devreme, aparent. Îl luau și Ronuș și a intrat un băiat care juca și în prima repriză. Mă rog, ia mica, nu mai contează aici. De asta urmă să nu știu și ea și mai devreme. O nouă pauză de apă cum a fost în prima repriză. Baieți acolo, pe urmă. Să vedem aici lovitura asta liberă. Gol sau nu? Da, v-ar să-l dați rateză. Mai departe. Vor copii tricouri, dar nu le dă. Adică, odată așa, tăt, cred că le vor și chiloți. Ce gol mai lat! Fabulos! La fix, mă! Foarte frumos! De eu nu! Opa! Ce gol! Băi, ce bucur a intrat asta! Wow! 4-1! Pe exterior ești nebun. Ploaie de goluri. Ce rău mi-a luat roșu. A fost până zici că e la handball. Să mă uităm. Ok, așteptam momentul ăsta. Se pregătește probabil Șerbatul Maxi Dracuma. Acolo
vechi. Din nou mai lat. Pasă bună. Șut. Pare ești peste. Șobane a ajuns mare. Și a ajuns mai mare de atât. Gata, meciu. Botoșanu câștigă 4-1. Meci amical cu Poli Iași. Pe care nu o să joacă. A fost ocazie, a fost o bară, o accidentare. Două cartonașe și roșii, dar nu s-a pus. Cumva. Acum o să revedem la un nou video, nu știu când o să mai fie meci sau când o să mă joc, nu știu, poate pe live, poate să fac live-uri cu jocuri. Așa că vă las, pa, pa!